Începând de marți, 14 iulie, vor debuta manifestările organizate de zilele municipiului Câmpulung. Traficul va fi deviat, zeci de tarabe vor fi instalate, motiv pentru care aglomerația va fi la ordinea zilei. Pentru a evita orice neplăcere, polițiștii mușceleni se vor ocupa intens în aceste zile, ca toți cei care vor fi prezenți la această sărbătoare să nu întâmpine niciun incident. Cu ocazia festivităților prilejuite de organizarea zilelor Câmpulungului, în perioada 13-20 iulie 2015, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung vor acționa pentru asigurarea unei bune desfășurări a acestor festivități prin prezența activă în mijlocul cetățenilor astfel. Polițiștii rutieri vor sprijini autoritățile administrației publice locale în vederea devierii traficului rutier și a respectării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, astfel ca în zona centrală străzile Republicii și Negru Vodă să poată fi desfășurate evenimentele organizate. Polițiștii biroului ordine publică, dispozitivul de siguranță publică și compartimentul proximitate vor acționa în ținutul de serviciu în zonele și locurile aglomerate în vederea prevenirii faptelor de natură antisocială. Cu această ocazie vor desfășura activități de verificare a legalității actelor de comerț de către comercianții ce vor deține standuri cu produse expuse spre vânzare în zona centru. Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale vor fi prezenți în civil, în mijlocul cetățenilor, pentru prevenirea furturilor de bagaje și din buzunare, precum și a celorlalte fapte de natură penală. În încheiere, dorim să asigurăm atât cetățenii municipiului nostru, cât și persoanele aflate în tranzit sau în vizită în municipiul Câmpulung, despre faptul că polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung se vor achita cu promptitudine și profesionalism de atribuțiile ce le revin, astfel încât să fie menținut un climat de ordine și siguranță publică.